Maria Ciobanu s-a întors în România după mulți ani petrecuți în America, unde a locuit alături de soțul său, Mircea Câmpeanu. Cu ocazia zilei sale de naștere, la începutul lunii septembrie, artista a primit 87 de ani și a decis să se stabilească definitiv în țara natală, un vis pe care l-a avut mereu. Revenirea ei în România a fost motivată nu doar de dorința de a se reîntoarce acasă, ci și de bucuria de a-și vedea nepoții, care îi calcă pe urme în muzică. Aceștia sunt copiii lui Ionuț Dolănescu și împărtășesc talentul artistic al bunicilor. În plus, Maria Ciobanu mai are doi nepoți care locuiesc în America, băiatul care a început un master în Germania, dar a ales să se redirecționeze spre arhitectură după un accident, și fata, care se dedică cercetării în domeniul mediului. Întoarcerea sa pe meleagurile natale a adus un nou capitol în viața artistei, care se simte împlinită în mijlocul familiei sale și pe pământul pe care l-a iubit întotdeauna. Această schimbare de viață reprezintă o reconectare profundă cu rădăcinile sale și cu tradițiile muzicale care au consacrat-o. Maria Ciobanu continuă să inspire cu muzica și povestea sa de viață, rămânând o figură emblematică a folclorului românesc.